Pensii speciale majorate. Aleși au depus deja ordonanța de urgență. Ministerul Muncii și cel al Finanțelor au depus o ordonanță de urgență comună care prevede majorarea sumei neimpozabile de la 2.000 la 3.000 de lei și pentru veniturile din pensii sociale. La ora actuală, sunt aproximativ 218.000 beneficiarii de pensii speciale. Sunt incluse și cadrele militare pentru a fost depus un proiect separat. Cu alte cuvinte, Odată cu ridicarea plafonului neimpozabil, crește indirect și cuantumul pensiei. Pensii speciale mai mari. Proiectul dedicat beneficiarilor de pensii speciale vine în contextul în care o măsură similară a fost implementată și pentru pensiile normale, de care beneficiază aproximativ 4,7 milioane de români. Doar că, pensia medie bazată pe contributivitate a fost la nivelul lunii august de aproximativ 2300 de lei cu mențiunea că media va crește ușor după recalculare. În aceeași lună august, valoarea media unei pensii încasate de un magistrat a fost cât valoarea pe care o încasează anual un pensionar de rând, dar care nu beneficiază de leți speciale. În cazul în care proiectul de lege va fi votat, vor beneficia aproximativ 5600 de magistrați. Pensie media procurorilor și judecătorilor a fost în luna 825.000 de lei. Lista beneficiarilor de lei speciale este completată de fostul personal aeronautic civic. Clasa care include 1.400 de persoane cu o pensie medie a fost de 13.000 de lei. Se mai adaugă și circa 900 de foști funcționari parlamentari cu o pensie medie de 5.700 de lei în august, potrivit stirile Protevero.